episodul 5, bine ați revenit! După destui ani trecuți, în sfârșit avem echipă în grupele Ligii Campionilor și aceasta este FC Baia Mare. În episodul de astăzi jucăm 2 meciuri în grupele Ligii Campionilor, 3 meciuri în campionat, dintre care Botoșani, Rapid și FCSB, iar în grupele Ligii Campionilor jucăm cu Benfica Lisabona și Real Madrid. Înainte de toate, trebuie să facem niște schimbări la Academia de Tineret, unde băieții noștri români Vladimirescu și Blerincă, care au doar câte o stea la fiecare stat, trebuie să plece și să angajăm ceva mai bun. Ca de exemplu, Emanuel Pavlenko, 2/3 stele și Arabia Saudită, Nasir Ebu Essa, 3 stele, așa, mai merge. Un upgrade absolut necesar ca de la Academie să vină în continuare jucători tot mai buni în fiecare an. Îl trimitem pe Pavlenko în România pe 9 luni de zile. Așa. Abu Essa trebuie să meargă în America de Sud, în Brazilia, unde nu a mai fost până acum. Fiind calificați în grupele Ligii Campionilor, avem banii necesari pentru a face astfel de căutări de jucători. Pe Piotrowski o să-l trimitem tot în America de Sud, în Argentina. Dintre echipele care au jucat în calificări în grupele europene, doar CFR s-a calificat în grupe. Următorul meci, Benfica Lisabona, deplasare. Hai Baia Mare! O introducere spectaculoasă pe Estadio da Luz din Lisabona. Benfica începe astăzi cu Leite în poartă, pe linia de Funking, Verissimo, Morato, Gilberto, la mijloc Santo, João Mário, Pizzi, Plea, în atac San Maximan și Yaremchuk. Echipa noastră cu Tășteniac în poartă, pe linia de fund Andreev, Tomi, Lam, Rollins, la mijloc Bordușanu, Ba, Jamal, Doyle, Bani, în atac Mohamed Touré. Primul meci din Liga Campionilor pentru echipa noastră FC Baia Mare, disputat aici la Benfica Lisabona. Să-i dăm drumul! Haide Baia Mare! Ahmed Bani, o primă acțiune de posedat, San Maxima, combină cu Santos, în flanc, întâmpinat de Rollins, vine King să-l ajute, trece de Rollins, centrează și reușim să respingem balonul, un șut al lui Pizzi, capitanul celor de la Benfica Lisabona, mult pe lângă poartă.
repunere din 6 metri, Tommy, Andreev pentru Jamal, o pasă lungă pentru Ahmed Bani în flank, combină cu Tommy Doyle, Ture, șut și mingea este prinsă de Leite. Gilberto combină cu Alassane Plea, Pizzi în centru, Yaremchuk, Joao Mario, o pasă foarte lungă, însă este la post Rolling și recuperăm balonul. Lam pentru Tommy Doyle, mingea în adâncime pentru Ahmed Bani, înapoi la Tommy Doyle, pătrunde în centru, ba, Bordușanu șut și este gol! Da, Baia Mare reușește să deschidă rapid scorul pe Stadio de Alus prin Antonio Bordușanu. Minutul 11, 0-1 Benfica Baia Mare. Avem un start de partidă foarte bun. O recuperare a lui Bani, pasează cu Rollins, mingea îi revine, Doyle, același Bani, pătrunde în careu, pasează lui Tommy Doyle, ba, același Bordușanu cu șut, gol! Mamă, ce bine pentru noi, reușim să ducem scorul la 2-0, iată reluarea acestui gol. Foarte bune pasele noastre și finalizarea excelentă a lui Antonio Bordușanu, care face dubla. Ahmed Bani, o nouă acțiune. Ture, șut de la distanță și respinge Leite mingea în corner. Iată reluarea. Șut bun al lui Ture. Acum Benfica pe atac, Plea, Gilberto, însă Andreev este la post, iar mingea este recuperată de Tâșteniac. Benfica din nou pe atac, Tommy recuperează, Lam, Tâșteniac înapoi la Tommy, Doyle, pasăm pe linia de fund, reușim să ieșim cu o pasă bună pentru Ahmed Bani, care greșește, însă Ture recuperează balonul, ba, pentru Antonio Bordușanu, Bordușanu pentru triplă, șut peste poartă. O ocazie imensă ratată de Bordușanu, nicio problemă, a marcat deja două, avem 2-0, stăm bine. Santos, Yaremchuk, Alassane Plea, Plea cu șut, scoate Tâșteniac în corner. Frustrați cei de la Benfica, nu reușesc să marcheze, stăm foarte bine în teren, hai Baia Mare! O ocazie aici pentru Benfica, un șut al lui Yaremchuk pe lângă poartă. Nu au goluri la ei cei de la Benfica în această seară. O pasă bună aici pentru Ahmed Bani, Bani încearcă să treacă, dar este deposedat. Yaremchuk pentru San Maxima, mingea îi revine, Maxima, pătrunde în careu, reușește să se desprindă, un șut blocat și mingea este culeasă de Tâșteniac și aici se încheie prima repriză. 0-2 la pauză, Bordușanu dublă. Start repriza secundă. Să sperăm că vom continua acest joc bun pe care l-am prestat și în prima repriză și vom ieși victorios din această partidă. Joao Mario, San Maxima, Alassane Plea, Gilberto.
O pasă bună pentru Iaremciuc. Iaremciuc este depositat excelent de Tommy Doyle. Tommy Doyle, excelent. Un atac din spate al capitanului Pizzi la Ba, care primește cartonaș galben. Ture la balon, o pasă pentru Ahmed Bani cu șut, Bani și Helton Leite reușește să rețină balonul. João Mário s-a maxima, João Mário cu șut din întoarcere, dar mingea este prinsă de Tășteneac. Aruncă pentru Jamal, Andreev, Ba, Bordușanu pentru Ture, combină bine Bordușanu. Bordușanu, pătrunde în careu Bordușanu. Simulează șutul, pasează înapoi pentru Jamal, dar mingea este recuperată de cei de la Benfica. Leite pentru Lucas Verissimo. Aruncare de la margine pentru noi. Bani combină bine cu Ture. Bani, pătrunde în careu Bani. Cu șut Bani și este scoasă mingea de Leite. Iată reluarea. Bani încearcă să strecoare mingea între portar și bara de în apropiere, însă nu reușește. Un șut din volee al lui Rollins. Leite este la post. Corner. Execută Tommy Doyle. De data asta mingea este respinsă de cei de la Benfica. Jamal încearcă de la distanță și este gol. Mamă, ce gol reușește aici Mohamed Jamal. Haideți să revedem minunăția asta. Incredibil. Cât de bine plasează mingea. Excelent. Golul de 3-0 pentru Baia Mare acasă pe Stadio da Luz la Benfica Lisabona. Minutul 79, scorul 0-3. O șansă aici irosită de Benfica Lisabona. Nu mai contează, am făcut un meci excelent. Benfica în atac, s-a maximat și scoate Tășteneac, care nu dorește să se lase învins în seara asta. Aceasta este reluarea șutului lui San Maxima. Corner acum execută Pizzi. Reușim să respingem, un șut și din nou Tășteneac este la post și salvează. Corner, același Pizzi. În careu, lovitură de cap pe lângă poartă. Din nou Benfica în atac. Pizzi pentru Plea, șut blocat. Recuperăm balonul, plecăm pe contraatac. Prin Ba, pasă în adâncime pentru Ahmed Bani încearcă să treacă din nou, șut blocat, mingea îi revine, pasează lui Tommy Doyle, care este deposedat într-un final. Încă un minut din cele 4 de prelungiri și arbitru fuieră, se pare că Tommy Doyle, jucătorul nostru, este accidentat grav și nu mai poate continua această partidă. Să sperăm că accidentarea lui nu o să fie una de lungă durată. Intră Kirilenko în locul lui Jamal și în locul lui Tommy Doyle, Salem. Minge de arbitru, Andreev, fair play, oferă mingea celor de la Benfica, dar arbitru pune capăt aici acestei prime partide din grupele Ligii Campionilor disputate de noi la Benfica Lisabona. O victorie răsunătoare, 3-0, scor de neprezentare. Minunat început de campanie în grupele Ligii Campionilor. Omul meciului, Antonio Bordușanu, cu o dublă.
Cum spuneam, scor final, Benfica Lisabona FC Baia Mare 0-3, Bordușanu și Jamal marcatori, eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă, la revedere! Început perfect de grupe ale Ligii Campionilor. 3 puncte extrem de importante la Benfica Lisabona. Data, asta este. Între timp, l-am pierdut pe Tommy Doyle pe finalul meciului, din păcate. Dar asta o să-i ofere ocazia lui Azizi Salem să joace mai multe meciuri și Vrontis să intre de pe postul de rezervă. Asta este. Să sperăm că o să treacă repede cele două luni pentru Doyle, să revină rapid. Între timp, CFR pierde acasă cu Hibernia în prima partidă. Următorul meci, Rapid București. Salutare tuturor, suntem pe Giuleș și urmează meciul dintre FC Rapid și FC Baia Mare. În acest moment, Rapid se află pe locul 2 în campionat, iar echipa noastră, FC Baia Mare, pe locul 1. Rapid are doar 6 goluri primite în acest sezon, iar Baia Mare are 25 de goluri marcate. Echipa noastră, Pinto în poartă, Duenias pe linia de fund cu Mușat, Șehu și Stan, la mijloc Kirilenko cu Kubiak, Bondarenko, Vrontis și Brătianu, în atac cu Tsakos. Rapid are lovitura de start. Stal în luptă cu Stan, reușește să scape, pasă la Sefer cu șut și scoate Pinto. Rare și Lie pasă pentru Bălan, șut, scoate din nou Pinto. Bondarenko pentru Kirilenko, Kubiak, centrare în careu cu Tsakos, gol! Iată reluarea. Bondarenko, Kirilenko, Kubiak și cu Tsakos cu capul reușește să deschidă scorul. Minutul 20, Rapid FC Baia Mare 0-1. Kirilenko, Bondarenko, șut. Mingea este prinsă de Moldovan, iar aici este finalul primei reprize. Scorul pauzei 0-1, Rapid Baia Mare. Start repriza secundă. Brătianu, o centrare. Arbitru fuieră, este un fault. Sefer primește cartonașul galben. Lovitură liberă, execută Bondarenko. Mingea este respinsă, recuperează Șehu, pasează lui Kubiak, pregătește un șut de la distanță și este gol, 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 gol! Mamă, ce face aici Kubiak? Gătește ceva, într-adevăr. Iată reluarea acestui gol, absolut minunat. Minunat. Da, motiv într-adevăr de bucurie. În minutul 66, Kubiak face 2-0 pentru Baia Mare. Minge recuperată de ai noștri, Bondarenko, Kubiak, plecăm din nou pe atac. Cu Tsakos, Kirilenko, pătrunde în care o Kirilenko shot și este gol! Iată reluarea golului, foarte bună acțiunea noastră, iar Kirilenko pătrunde în careu și termină acțiunea cu gol. Minutul 69, Rapid Baia Mare 0-3. Un șut, scoate Pinto, Moise, Voituș, Moise cu șut, scoate din nou Pinto. Da, motivat Pinto astăzi, nu dorește să primească gol. Acțiunea noastră cu Tsakos, cu șut, Kirilenko blocat și respinge Moldovan. O degajare greșită aici a lui Moldovan, minge recuperată cu Tsakos, șut de la distanță, gol! Iată reluarea golului, extraordinar. Ce șut bun prinde aici cu Tsakos. Orațiu Moldovan, nicio șansă.
iar Rapid este supusă de FC Baia Mare la ei acasă cu scorul de 4-0. Avem și finalul partidei, una foarte bună făcută de noi, fanii rapidiști bineînțeles supărați, echipa lor a pierdut astăzi un meci foarte important. Scor final, Rapid București, FC Baia Mare, 0-4. Asta e Rapid. Sunteți minunați, aveți cei mai tari probabil fani din țară, dar victoria asta ne aparține. Următorul meci, intrăm în cupă, prima rundă, jucăm în deplasare la FC Botoșani. Primul meci în Cupa României îl disputăm în acest an împotriva celor de la FC Botoșani. Partida se joacă la ei acasă, atmosferă de sărbătoare. Și iată echipa noastră, Teșteneac în poartă, Rollins, Lam, Tomi Andreev, la mijloc Jamal, Bani, Salem, Babor, Dușanu, un atac, Ture. FC Botoșani are lovitura de start. Ongenda pasă în adâncime, scoate Teșteneac. Un fault aici asupra lui Jamal, arbitru lasă jocul să continue. Jamal pasă în adâncime pentru Ture, Ture este în care o șut și este gol, 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 gol! Baia Mare reușește să deschidă scorul la Botoșani, iată reluarea golului. Bun, bun șut al lui Ture. Minutul 10, FC Botoșani, FC Baia Mare, 0-1. Ture pentru Salem, Salem are viteză bună, pătrunde în care o Salem, șut respins în bară, mingea la Ture care nu reușește să înscrie. Iar mingea este îndepărtată de careul celor de la Botoșani. O nouă pasă pentru Ture, Ture încearcă să lovească portarul, dar scoate, pap. O nouă acțiune, Salem, un șut de la foarte mare distanță, mingea este prinsă de pap. Bani pasă pentru Ture cu capul pe lângă poartă. Ce de ocazii ratăm! Lupeta, Ongenda cu șut, respinge Teșteneac. Un nou șut deviat pe lângă poartă și scăpăm ca prin urechile acului de un gol primit. Tomi, Lam, ultimele secunde ale primei reprize și arbitrul fluieră. Omul primei părți, Mohamed Ture, cu 4 șuturi la poartă și un gol. Scorul pauzei, FC Botoșani Baia Mare, 0-1. Start repriza secundă. Lupeta, Lupeta din nou cu șut și prinde mingea Teșteneac. Cage cu un șut peste poartă. Iată reluarea șutului, bombă expediat de Cage. O minge în careu, respinsă de Tomi, mingea ajunge la Ba, combină cu Ture, Ture pentru Bordușanu. Bordușanu pasează înapoi lui Ture, Ture pătrunde în careu, singur cu portarul, pasă în fața porții, Bani, gol! Ahmed Bani reușește să ducă scorul la 2-0 din pasa foarte bună a lui Ture, care îl simte foarte bine venind din spate și pasează în fața porții. Minutul 76, 0-2. Cage pentru Botoșani, Lupeta pentru Ongenda, Ongenda pătrunde șut și gol. Minutul 89, Ongenda reușește să reducă din diferență. Iată reluarea golului. Botoșani nu renunță și în acest minut 89 reușește să reducă din diferență, cum spuneam. Se grăbește Ongenda să repună de la mijlocul terenului echipa noastră. Minutul 90, 1-2. Încercăm să pasăm, păstrăm posesia.
Alba, nu ne permitem ca cei de la Botoșan să mai pornească pe un atac. Bani ține bine de balon, combină cu Ba, jucăm la trecerea timpului, așteptăm ca arbitru să fluere și o face. Iar acum suntem calificați în etapa viitoare a Cupei României. Omul meciului, Mohamed Touré, cu un gol. Scor final, FC Botoșani, Baia Mare, 1-2. Wow! Botoșani, meci bun, nu mă așteptam. Surprins, a fost mult mai greu decât am crezut că o să fie, însă reușim să avansăm în etapa viitoare. Următorul meci în campionat împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Suntem în etapa cu numărul 9, meciul zilei FC Baia Mare, Chindia Târgoviște. Echipa noastră cu Pinto în poartă, pe linia de fund Dueñas, Mușat, Shehu, Stan, la mijloc Kirilenko, Brătianu, Vrontis, Bondarenko și Kubiak, în atac Nicolas Kutsakos. Avem lovitura de start pe Viorel Mateanu. Chindia în atac, noul jucător, Pardonji, combina acolo cu Corbu, Dulca, Popa, șut și este deschidere rapidă de scor pe Viorel Mateanu. Chindia reușește să marcheze prin Popa. Iată reluarea golului. Combina aici foarte bine jucătorii de la Chindia, iar Popa finalizează cu un șut năprasnic la vincul. Minutul 7, 0-1. Un nou șut al celor de la Chindia, șut, din nou blocat, al treilea șut, blocat. Pinto scoate 3 șuturi la rând. Pardonjin pătrunde, șut pe lângă poartă. Pardonjin din nou un șut și apără Pinto de data asta. Incredibil. Kutsakos cu un șut, apără portarul. Kirilenko, Vrontis, șut. Gol! Ce gol extraordinar reușește aici Vrontis să marcheze. După ce am fost dominați total în acest început de partidă, reușim să egalăm printr-un șut, după cum se vede, magnific. Extraordinar. Minutul 33, 1-1. Chindia pe atac, Popa cu șut, respinge Pinto. Același Popa cu Dulca. Pasează foarte bine, Dulca pătrune careu și vine Pinto care prinde balonul. Ultimele secunde ale primei reprize, iar arbitrul pune capăt aici acestei prime părți. 1-1, scorul pauzei. Start repriza secundă. Kutsakos pasă bună pentru Kubiak în careu cu șut, respins și mingea este degajată. Kirilenko, șut, apără portarul. Kubiak, Iacob respinge. Bondarenko, Mușat recuperează, Shehu foarte bine aici balonul. Pasă în adâncime Vrontis, Brătianu. Kubiak este liber, îi pasează acolo Brătianu, Kubiak, șut. Gol! Da, după un început de repriză foarte bun, reușim să ducem scorul în favoarea noastră. Gol Kubiak. Altfel arată echipa în această repriză secundă. Minutul 69, 2-1. Popa la balon, Martac, Cantave, Neguț, șut și este gol. Chindia nu renunță, bineînțeles, și marchează golul de 2-2.
Hai Bates, hai Bates că se poate. Minutul 80, 2 la 2. Kubiak pătrunde în centru, pasă pentru noul intrat, Siversen, Siversen în care o cu șut. Gol! Noul intrat, Siversen reușește să marcheze. Iată reluarea golului. Șut bun la colțul scurt. Minutul 84, Baia Mare Chindia, 3 la 2. Acum la atac al Chindiei. Dulca cu șut, bară, din nou bară, mingea nu este respinsă și este gol. Șerban, numărul 17 de la Chindia, reușește să egaleze în ultimele minute ale partidei. Minutul 90, 3 la 3. Vronti se aruncă aici pe atac, poate reușim ceva, nu, este deposedat prin foul și arbitru fluieră, lovitură liberă, Frontis încearcă un șut de la distanță, nereușit, acum Chindia pleacă pe contraatac, dar arbitru nu mai lasă faza să curgă, fluieră, scor final, Baia Mare Chindia 3 la 3, un egal. Bun și ăsta la cum a arătat partida. Asta e. Ideea este să fim pozitivi. Fiecare meci abordat 100%. Dacă ne iese bine, dacă nu, facem data viitoare mai bine. Tot timpul o atitudine pozitivă. Iar acum, meciul episodului. Jucăm acasă cu Real Madrid. Salutare tuturor, suntem pe Viorel Mateanu, unde urmează meciul dintre FC Baia Mare și Real Madrid, contând pentru grupele Ligii Campionilor. Coreografie specială pregătită de băimăreni în această seară. Grupa ce arată așa, Baia Mare după primul meci pe locul 1 cu 3 puncte, Real Madrid pe locul 3 cu 0 puncte. Și iată echipele de start. FC Baia Mare începe cu Tășteneac în poartă, pe linia de fund Andreev, Tomilam, Rollins, la mijloc Jamal, Bordușanu, Bas, Alembani, în atac Ture. O mică poză de grup pentru echipa noastră. Suntem extrem de curioși să vedem cum vom reuși să ne descurcăm în fața acestui colos din fotbalul mondial, Real Madrid, care începe cu Thibaut Courtois în poartă, pe linia de fund Lucas Vázquez, Alaba, Kimpembe, Spinazzola proaspăt transferat, la mijloc Casemiro, Camavinga și Milinkovic-Savic, în atac Vinicius Junior, Farias și Asensio. Real Madrid are lovitura de start. Milinkovic-Savic și el proaspăt venit la echipă, combină cu Camavinga. Pasează lui Vinicius Junior, care este deposedat de Andreev și mingea este acum la Lam. Trimite înapoi la Tășteneac. Încercăm să păstrăm posesia balonului, să construim un atac. Andreev pasă în adâncime pentru Bordușanu.
Combină cu ba, trece de un jucător, ba, pătrunde în centru, șutează de la distanță peste poartă. Avem prima ocazie. Acum Real Madrid pentru Vini Junior, care este în offside. Lam, Bani, caută încă echipier, se întoarce, combină cu Rollins. Real Madrid stă foarte bine pe teren în acest moment, greu de pătruns. Însă totuși, ba aici cu șut. Gol! Mamă, reușim să prindem Real Madrid pe picior, deși la această fază și ba reușește să deschidă scorul. Publicul este în delir. Iată reluarea, Touré. Ba vine singur din spate și finalizează. Toată lumea surprinsă de acest moment. Abdullah Ba, al patrulea gol în 6 meciuri în acest sezon de Liga Campionilor. Atât grupe cât și calificări, bineînțeles. Și avem 1-0. Minutul 12. Surpriză. Vini Junior, Milinkovic-Savic, Real Madrid la atac. Bineînțeles, nu le convine acest scor. Vini Junior cu șut se întoarce și scoate Tășteniac. Bravo, Tășteniac. Corner va executa Marcos Asensio. Reușim să respingem. Capitanul nostru Lam este la post. O a doua lovitură de corner, acelea-s Marco Asensio. Execută în careu și Rollins respinge. Bordușanu se luptă cu Vini Junior. Se întoarce, pasează lui Ahmed Bani. Și reușim să păstrăm posesia mingii. Azizi Salem, înlocuitorul lui Tommy Doyle, combină cu Jamal. Bordușanu. Salem, tânărul nostru, caută spațiu, combină cu Bordușanu. Ba, acțiunea arată bine, Touré încearcă șutul, Blar este blocat. Iar Spinazzola reușește să respingă balonul care ajunge la Farias în acest moment. Casemiro pasă în adâncime pentru Vini Junior pătrunde în careu, dar Rollins este la post și reușește să-l deposedeze. Excelent, Rollins. Bravo. Același Vini Junior în duel acum cu Lam. Și mingea ajunge în brațele lui Tâștenea, care degajează. Joacă dur Real Madrid. Nu sunt mulțumiți deloc de faptul că în acest moment Baia Mare domină acest joc. Touré pasă bună pentru Ba cu șut. Bară, nu se poate, ce ocazie ratăm. Un nou șut blocat. Sunt în corș Real Madrid în acest moment. Bordușanu, centrare, Touré cu capul. Plasa laterală. Camavinga primește un cartonaș galben pentru un fault anterior. Să vedem faza. Da, îl prinde pe Rollins din plin la această fază. Courtois au departe, Spinazzola, Casemiro. Farias pentru Camavinga. Un flank la Vini Junior are viteză bună, scapă de data asta de Rollins, pătrunde în care o Vini Junior, centrează în fața porții, șut și este gol. Sergei Milinkovic-Savic reușește să egaleze. Iată reluarea golului. Savic, complet liber, finalizează.
minutul 39, 1-1. Nemeritat, aș spune eu, după ce am dominat această primă parte a jocului. Da, dezamăgitor, însă trebuie să continuăm. Este abia prima repriză. Real Madrid acum la balon prin Camavinga. Pasează lui Farias. Pasă în adâncime pentru Marco Asensio. Înapoi, Andreev se apără destul de bine pe partea aceasta. Vasquez, Asensio pasează foarte bine madrilenii în acest moment. Milinkovic, Savic, Vasquez. Milinkovic, Savic, este singur șut pe lângă poartă și scăpăm fără gol primit la acest șut al lui Savic. Scorul pauzei 1-1. Stat repriza secundă. Haide, Baia Mare! Cu siguranță cei de la Real Madrid o să-și dorească victoria, supărați la pauză după ce am reușit o primă repriză foarte bună. Bani în această parte cu Jamal. Touré, pasă foarte bună pentru Bordușanu față-față cu Courtois, șut pe lângă poartă. Nu se poate, Bordușanu, ce ocazie ratăm în stat de repriză secundă. Incredibil, nici lui Rădoi nu-i vine să creadă. Imensă această ratare, imensă. Să sperăm că nu o să ne coste. Courtois repune mingea în joc. Spinazzola, Camavinga, Casemiro, Farias pasă în lungă pentru Asensio, însă Andreev este la post și recuperează balonul. O greșeală lui Lam aici. Asensio pentru Vini Junior, șut și scoate Târșteniac. Carlo Ancelotti face o mișcare, îl scoate pe Faria și îl introduce pe Karim Benzema, o legendă adevărată a clubului. Vine Junior, va executa acest corner, bătut bine, Milinkovic Savic cu capul pe lângă poartă. Real Madrid în atac, o repriză mai consistentă din partea lor. Camavinga cu șut respinge Târșteniac. Într-adevăr s-a schimbat fața partidei, în acest moment Real Madrid domină jocul. Un corner executat. Kimpembe, Benzema nu a intrat, șut și respinge Târșteniac din nou. Corner. Iată reluarea fazei, Târșteniac la post, excelent. Lovitură de cap și reușește Bani să blocheze balonul. Încercăm să păstrăm posesia, eventual să pornim pe un contraatac. Rollins accelerează, pasează lui Ahmed Bani, pătrunde în centru. Caută un om, încearcă șutul și mingea este prinsă de Courtois. Păcat, o aruncare e aici greșită, însă nu reușim să recuperăm balonul. Benzema, combină cu Vini Junior, pase rapide a celor de la Real Madrid. Greu de contracarat acest șoc combinativ al Realului. Spinazzola, Asensio, Camavinga în careu. Reușim cumva să... O greșeală, nu se poate. Mingea ajunge la Casemiro dintr-o pasă greșită a omului nostru.
care marchează și în acest moment Real Madrid este în avantaj. Iată reluarea. Jamal greșește pasa complet, nu-l vede pe Casemiro. Minutul 67, baia mare Real Madrid, 1-2. Păcat. Jamal încearcă să-și repare greșeala cu o acțiune. Pasează lui Touré, pătrunde care o Touré, singur șut. Apără Courtois și dintr-o deviere mingea îi revine. Casemiro, Benzema, Asensio. Da, pasă pentru Vini Junior. Față în față cu Rollins. Junior îl așteaptă pe Spinazzola. Combină cu Benzema, Milinkovic-Savic. Benzema șut și respinge tâștene. O a doua repriză dominată complet de Real Madrid. Nu a mai reușit aproape nimic decât două ratări. Asta este un nou șut blocat aici de Târșteniac. Real Madrid își arată colții. Iar în acest moment o nouă schimbare. Eden Hazard intră în locul lui Lucas Vázquez. Clar o mișcare ofensivă pentru Real Madrid, care își dorește mai mult din acest match. Milinkovic-Savic, Vini Junior, recuperează excelent Andreev, ba, haideți băieți, poate un contraatac acum prin Jamal, Touré, pasă greșită pentru Bani, iar Real Madrid recuperează balonul. Vini Junior, Benzema, Vini Junior, Spinazzola vine în ajutor, pase rapide, scurte aici între cei de la Real Madrid. Vini Junior cu călcâiul, Milinkovic-Savic, pas între ei, pac, nebunie, așa ceva. Cross, Hazard, Asensio, Hazard cu șutul. Mamă, ce fază și este gol. Da, într-adevăr, Real Madrid își arată adevărata față în acest moment. Pase rapide, băieții noștri complet dezorientați, apărarea vraiește. Și Eden Hazard reușește să înscrie aici cu un șut foarte bun la poarta noastră. Minutul 83, baia mare Real Madrid, 1-3. Aproape 40 de ani trecuți de la egalul reușit în 1982 de FC Baia Mare aici pe Viorel Mateanu cu Real Madrid. De data asta nu mai suntem atât de norocoși. Dar o fază aici a lui Ahmed Bani cu șut pe lângă poartă. Iată reluarea, mingea trece milimetric pe lângă vincul porții apărate de Courtois. Repunere din colțul careului mic. Mingea la Real Madrid, 4 minute de prelungiri, unul s-a scurs. Realul are în continuare posesia balonului, nu renunță la nici măcar un centimetru de teren. Benzema, recuperare bună a lui Lam și o intrare prin alunecarea lui Rollins. Out pentru Real Madrid. Cross, Vini Junior, Benzema, Asensio, un șut al lui Benzema și scoate tăștine, care reușește să reducă proporțiile scorului cu o evoluție foarte bună în poarta noastră. Iată reluarea fazei, semi-foarfecă, tăștinea respinge în corner. Execută Vini Junior, bala post, respinge balonul și arbitrul fluieră finalul partidei. Real Madrid victorioasă. Da, ce putem să spunem? Am făcut o primă repriză foarte bună, o a doua mai puțin reușită. Hazard a intrat în priză, a marcat.
Real Madrid învinge, fanii lor sunt fericiți. Asta este. Mai mult noroc data viitoare. Scor final. Baia Mare Real Madrid 1-3. La revedere. Hei, am avut prima repriză bună. A doua Real Madrid și-a dat seama că n-a venit aici în vacanță la Maramu. Așa că s-au pus pe treabă, au forțat nota și au reușit să câștige la noi acasă. O să vină și momentul revanșei pentru noi. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, ca de obicei. Vă doresc numai bine, nu uitați de like, subscribe, comment. La revedere!